Să ne reamintim, reacțiile chimice pot fi de mai multe tipuri. Până acum ați învățat despre reacția de combinare, care este reacția în care o substanță A reacționează cu o substanță B, în urma reacției rezultând un singur produs de reacție AB. Cel de-al doilea tip de reacție despre care ați învățat este reacția de descompunere. În cazul acestei reacții, o substanță compusă AB se descompune în doi produși de reacție A și B. Cel de-al treilea tip de reacție despre care ați învățat este reacția de substituție. Într-o reacție de substituție, o substanță simplă A reacționează cu o substanță compusă BC, în urma reacției rezultând o altă substanță compusă AC și o altă substanță simplă B. Astăzi vom învăța despre reacția de schimb. Pentru aceasta vom urmări două experimente. Reacția iodurii de sodiu cu azotatul de plumb. Într-un pahar Berzelius se introduce soluție de iodură de sodiu. Soluția este galben pai. Peste soluția de iodură de sodiu se adaugă câteva picături de azotat de plumb. Se observă formarea unei substanțe solide de culoare galbenă. Substanța solidă de culoare galbenă se numește precipitat. A avut loc reacția, iodură de sodiu a reacționat cu azotatul de plumb, în urma reacției rezultând azotat de sodiu și iodură de plumb, precipitat galben. Reacția azotatului de bariu cu carbonatul de sodiu. Într-un pahar Berzelius se introduce o soluție de azotat de bariu. Soluția este incoloră. Peste azotatul de bariu se adaugă o soluție de carbonat de sodiu. În urma reacției rezultă o substanță solidă, un precipitat, de culoare albă. A avut loc reacția, azotat de bariu a reacționat cu carbonatul de sodiu, în urma reacției rezultând azotat de sodiu și carbonat de bariu, precipitat alb. Am observat două reacții chimice. În primul caz a reacționat iodura de sodiu cu azotatul de plumb. În urma reacției a rezultat iodură de plumb și azotat de sodiu. În cazul celui de-al doilea experiment, a reacționat azotatul de bariu cu carbonatul de sodiu în urma reacției formându-se azotat de sodiu și carbonat de bariu. Putem deci generaliza. Putem spune că o substanță compusă AB reacționează cu o substanță compusă CD în urma reacției A și C își schimbă locul între ele, rezultând alte două substanțe compuse, AD și CB. Putem astfel defini acest tip de reacție. Reacția chimică prin care două substanțe compuse schimbă între ele atomi sau grupe de atomi, formând alte două substanțe compuse cu proprietăți diferite de ale reactanților, se numește reacție de schimb, adică AB plus CD rezultă AD plus CB. Într-o reacție de schimb, atât reactanții AB și CD, cât și produsii de reacție AD și CB sunt substanțe compuse. În urma unei reacții de schimb se poate obține o substanță solidă, greu solubilă, care se separă din soluție și care se depune pe fundul paharului, substanță numită precipitat. Importanța reacției de schimb. Reacțiile de schimb au o importanță practică deosebită, fiind folosite pentru obținerea unor substanțe chimice. De exemplu, reacții de schimb sunt reacțiile bazelor cu acizi din care se obțin săruri.
Hidroxidul de sodiu poate reacționa cu acidul sulfuric, în urma reacției rezultând sulfat de sodiu, o sare și apă. Tot reacții de schimb sunt și reacțiile unor săruri cu acizi mai tari, din care se obțin acizi mai slabi. De exemplu, clorura de sodiu reacționează cu acidul sulfuric, din care se obține sulfat de sodiu și acid clorhidric, un acid mai slab decât acidul sulfuric. Tot reacții de schimb sunt și reacțiile bazelor solubile cu săruri solubile, din care se obțin baze insolubile. De exemplu, hidroxidul de sodiu reacționează cu clorat de aluminiu, din care rezultă hidroxid de aluminiu, o bază insolubilă, și clorură de sodiu. Aplică ce ai învățat. Completează spațiile libere din ecuațiile reacțiilor de schimb de mai jos. Mult succes!